Lucrările de reamenajare a zonei în care a funcționat stația de la Romarta se află în linie dreaptă. Este vorba despre un alt obiectiv din cadrul proiectului Piața Neacșu Unește Comunitatea. A fost decopertat asfaltul din parcare și din stație, iar astăzi au fost montate și primele borduri. Potrivit proiectului, întreaga zonă va fi acoperită cu plăci de granit, vor fi amenajate spații verzi și vor fi montate bănci și suporturi pentru biciclete. Estimarea pentru finalizarea lucrărilor este sfârșitul acestui an.